Rămânem într-un fel în, pe filiera franceză. Urmează Matei Vișniev, care vine simultan din Rădăuți, din Suceava, din Paris și de unde vrea el. Și cred că e singurul poet român care are un teatru cu numele lui. Asta înseamnă să fii poet. Da, și eu vreau să-l omagiez pe Brumaru și vreau să-i salut pe cei care au pregătit această expoziție, pentru că merită. Un poem dintre cele pe care Brumaru poate le-ar fi iubit, puțin erotic, desculță. Ce să fac? Am cedat. Era atât de frumoasă și mai ales mă așteptase desculță. Asta m-a dat gata, goală o mai văzusem, dar niciodată desculță. Atenție, i-am spus, sunt un bărbat fragil. Există emoții care mă fac să mă topesc. Ea însă nu ascultă de avertisment, s-a lipit de mine cu mâinile agățate de gâtul meu, cum era însă desculță, a trebuit să mă aplec până la pământ ca să-i ajung la buze. Buzele ei erau de altfel și ele foarte desculțe. Sânii se descălțaseră între timp și ei, chiar și buricul ei prin care trece axa de simetrie a nopților mele era desculț, se mai descălțaseră în așteptarea îmbrățișării noastre și lucrurile din jur, camera se descălțase de ferestre, ora se descălțase de minute, minutele de secunde, întunericul se descălțase de lumină, noaptea se descălțase de dimineață, iar dimineața se pregătea și ea să vină desculță cu micul dejun pe o tavă. Inutil să mai spun că până și cafeaua se descălțase de cești, iar ceasul deșteptător zburda în jurul patului descălțat de timp. Bună, Matei Vișniec. Sunteți acum la Iași și ca autor a unei cărți pentru copii. Știam despre dumneavoastră că sunteți poet, că sunteți dramaturg, că sunteți jurnalist, dar nu știam ipostaza asta de scriitor pentru copii. Da, de fapt am început să scriu piese de teatru pentru copii, mai precis când fiica mea avea 4, 5, 6 ani, am început să scriu pentru ea. După aceea am intrat în joc și am scris și alte texte pentru diverse categorii de vârstă, iar acum descoper că una dintre cărțile mele cele mai citite în România se numește Omul de zăpadă care dorea să întâlnească soarele. Este o poveste scrisă pentru copii cu un om de zăpadă care vine primăvara peste el și își dă seama că se va întâmpla ceva ciudat și decide să discute direct cu soarele ca să afle ce se întâmplă primăvara cu oamenii de zăpadă. Și o poveste care e o poveste de inițiere, de prietenie, pentru că până la soare omul de zăpadă întâlnește diverse animale cu care se împrietenește. Deci această poveste care e făcută să fie și piesă de teatru, este editată la editura Arthur, figurează în manualul școlar de clasa a patra și observ că întâlnesc mulți copii care au citit-o. Cineva la o întâlnire la casa, la Palatul Copilor de la Iași, un copilaș mi-a zis, zice, da, zice, la fel de bună ca Harry Potter. A, sunt foarte mulțumit dacă e la fel de bună ca Harry Potter, povestea mea înseamnă că am reușit-o. Și am mai scris și alte piese pentru diverse categorii de vârstă, iar acum Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași mi-a propus să prelungesc una din poveștile lui Creangă, ceea ce a fost o mare bucurie și am scris-o continuare la Capra cu Trăiesc, deci o altă poveste pentru copii și începe să mă intereseze foarte mult, pentru că îmi dau seama cu câtă aviditate se aruncă de fapt copii într-o poveste frumoasă, emoționantă. Îmi spunea un băiețel tot așa la întâlnirea de la Palatul Copilor de la Iași, zice, am citit-o de 3 ori, omul de zăpadă, zic, și de ce ai citit-o de 3 ori, n-a fost suficient, nu, zice, că îmi place și mai citesc o dată și parcă e altceva. Este extraordinar. Unde îți spune un adult, v-am citit de 3 ori, domnule Vișniec, romanul cu Darie, sau știu eu. Deci, mai e ceva, publicul format din copii este un public sincer. Nu-i place, nu citește, nu spune că îi place.
Adică acolo nu există ipocrizia asta adultului, a, da, te-am citit, știi, sunt și niște părți bune și putea să... Nu, copilul e un public imediat, sincer, radical. Dacă nu i-a plăcut, începe să se agite în sală dacă nu-i place un spectacol. Dacă nu i-a plăcut o poveste, cum începe, după câteva rânduri, o lasă baltă. Deci e un test interesant să scrii pentru copii. Vorbeam un pic mai înainte că am văzut documentarul despre dumneavoastră, filmul de la TVR, pe care l-ați prezentat anul trecut și la Chișinău. Și în acel film vorbeați foarte mult despre românii din Paris. Și se simțea legătura dumneavoastră cu românii din Paris, cu, spuneați, uitați aici, stătea la cafea Virgilie Runca cu Monica Lovinescu, ăsta e cimitirul unde are Brâncuși o statuie. Și se simțea dragostea dumneavoastră față de România și față de români. Cum de sunteți așa și sunt mulți români care resping România în momentul în care pleacă din țară. Cum de păstrați legătura asta? Eu sunt înainte de toate un scriitor format în limba română și prin limba română. Cu limba română am plecat în valiză, în cap, în inimă, în suflet, când am plecat în Franța în 1987. Limba română m-a format, în limba română am simțit poezia profundă, vibrația poetică. Deci nu te desparți de propria ta ființă, propria mea ființă, ființa mea fiind limba română într-un fel. Sigur că am scris și limba franceză. Dar în Paris am descoperit că, de fapt, acest oraș, numit și al luminilor câteodată, este o capitală a culturii române. Dar mai mult decât atât, Parisul a fost o fereastră spre universalitate pentru români. Ne aflăm aici la Iași, de pildă, numele Teatrului Național din Iași este Vasile Alexandri. Vasile Alexandri este unul dintre scriitorii fondatori ai noștri, ai teatrului românesc, dar este și unul dintre primii scriitori francofoni. El când se ducea la Paris să studieze, stăpânea, aș spune, limba franceză poate mai bine decât limba română, care era încă în formare pe la 1835-40 când ajungea el la Paris și a scris în franceză niște poeme sublime. Mai târziu a fost un mare călător și face parte din generația pașoptistă care a venit cu Revoluția de la Paris în Principatele Române. De pildă, Alexandrie a fost un bun cunoscător nu numai al limbii franceze, dar și al mediilor culturale franceze. De mai multe ori a făcut călătorii la Paris, dar odată a făcut și o călătorie la Avignon pentru că era invitat de Mistral, poetul care a avut premiul Nobel pentru literatură, scrind în limba provansală. Deci, Parisul este un loc de pelerinaj pentru creativitatea românească, pentru mulți scriitori români, artiști, și am descoperit acolo ceva ciudat, ceva frumos în același timp, că noi românii ne simțim acasă la Paris, pentru că în mintea noastră suntem impregnați deja cu toată mitologia Parisului, dar limba franceză, noi nu ne dăm seama câteodată, a structurat și limba română. Noi vorbim deseori românește, dar vorbim și limba franceză în același timp, pentru că sunt mii de cuvinte pe care le-am împrumutat din franceză, mai ales neologismele, dar și altele. Deci există o punte atât de strânsă între Franța și România, între cele două culturi, și mai ales Parisul este o altă capitală culturală a României. Nu m-am simțit niciodată nici singur, nici străin, nici în exil la Paris, pentru că era plin de umbre ale marilor personalități românești care au trecut pe acolo sau de oameni vii care trăiau acolo. Am cunoscut bine diaspora românească, cea care a plecat în Franța în perioada comunistă sau care a fugit de comunism. Eu însumi am fugit de comunism în 1987. Deci, la un moment dat, erau atâția scriitori români la Paris că prin 1988 au vrut să construiască, să formeze și o filială a Uniunii Scriitorilor în exil. Deci, atât doar câteva motive pentru care Parisul nu este numai un oraș francez sau capitală a Franței, este și o capitală a noastră, după cum este și o capitală a rușilor, a polonezilor, a sârbilor, pentru că în capitala Franței, practic toate naționalitățile, toate spiritualitățile europene
s-a manifestat, ca să mai spun că au venit și s-au afirmat acolo și sud-americani, și africani, și asiatici, și japonezi, în diverse domenii, nu numai în literatură, ci în pictură, în muzică, în arhitectură, în medicină, în alte discipline. Deci Parisul este un oraș capitală a lumii culturale și a creativității. Să trecem de la Paris un pic și pe la Chișinău. Noi ne bucurăm foarte mult când vă revedem la Chișinău, ați fost mai multe ori, se joacă piese de ale dumneavoastră la Chișinău. Cum simțiți dumneavoastră acest oraș? Vi se pare un oraș românesc sau e altceva? Este și un oraș românesc, după cum este și un oraș al mai multor culturi, pentru că așa a fost să fie, istoria și-a pus amprenta, dar eu am venit la Chișinău de fiecare dată ca să văd teatru, să văd teatru în limba română, să mă întâlnesc cu editor, cu scriitor de limba română, pentru că cu ei am aceste afinități imediate. Am avut multe piese montate la Chișinău și în Republica Moldova. Cea mai recentă piesă este o adaptare pentru teatru a unei povestiri pe care am scris-o pentru Filit, continuare la Capra cu Trăiesc. Deci adaptare pentru teatru a Caprei cu Trăiesc, continuare în versiunea Vișnec. Piesa se numește Capra cea bună, Ietul cel mic, Lupul cel rău și cu mătra capre și a fost montat la Teatrul Eugen Ionescu de Petru Butcărău. Vin cu mare plăcere, cu atât mai mult cu cât la Chișinău mi-am văzut piese montate încă de acum 25 de ani la Teatrul Eugen Ionescu, după aceea la Teatrul Satiricus de Sandu Grecu, am avut cărți publicate acolo, la editura Cartier, colaborez cu ea de mai multă vreme și simt toate afinitățile acestea. Eu sunt născut în Bucovina, o altă provincie istorică care și ea a suferit amputări istorice și are anumite similitudini cu ceea ce s-a întâmplat Basarabiei. Deci mă simt acasă și la Paris și la Rădăuță unde m-am născut și la Chișinău unde mă duc la prieteni și la confrăria mea de scritori. Domnule Matei Vișnec, vă mulțumesc foarte mult și desigur vă așteptăm cu nerăbdare la Chișinău. Vă mulțumesc. Bine, este foarte bine. Proastă cum e, proastă cum e, broasca țestoasă, care poartă pe carapacea ei pământul, când ajunge în dreptul meu, se blochează. Una e să mă ocolească pe la dreapta și alta e să mă ocolească pe la stânga. Două destine diferite îi se deschid. Eu n-am voie să vorbesc, dar îi fac un semn cu ochiul. La stânga e abisul, durerea fără sfârșit, minciuna și ura. La dreapta așteaptă răul, vinovăția totală, moartea fiilor și uitarea. Nu există cale de mijloc, îi mai spun eu, gesticulând. Trebuie să te decizi. Mulțumim foarte mult!